Două persoane, o tânără de 19 ani și socurul său, un bărbat de 36 de ani, sunt cele mai recente cazuri de infectare cu coronavirus confirmate la Buzău. Cei doi au intrat în carantină după ce au venit din Anglia. La un moment dat au început să prezinte semne ușoare de boală și au fost testați. Rezultatele au indicat că amândoi sunt infectați cu noul virus. Astfel au fost mutați din centrul de carantină în spitalul de suport pentru COVID-19 de la Râmnicu Sărat. Cazurile 15 și 16, este vorba despre un bărbat în vârstă de 36 de ani și o femeie de 19 ani aflați într-un centru de carantină de pe raza județului Buzău, după ce au sosit din Anglia. Cei doi au prezentat simptome ușoare specifice coronavirusului și au fost testați, rezultatele fiind pozitive. Pacienții au fost transferați la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, a precizat instituția prefectului. Legat de dinamica numărului de noi cazuri confirmate cu infecția COVID-19 în județul Buzău, Prefectura a comunicat că duminică, în evidența DSP Buzău, erau raportate 16 cazuri de coronavirus. Instituția a venit și cu o precizare importantă. Cazul numărul 15 a raportat sâmbătă, 25 aprilie, la nivel central, o femeie în vârstă de 43 de ani testată pozitiv COVID-19, medic rezident într-un spital din capitală, dar care și are domiciliul în județul Buzău, a a fost reatribuit Bucureștiului, unde a fost confirmat, ieșind din evidențele DSP Buzău. Aceeași situație, 16 cazuri confirmate se menține și în rapoartele oficiale de luni. Datele legate de numărul de cazuri confirmate la nivelul fiecărui județ sunt furnizate grupului de comunicare strategică de către Institutul Național de Sănătate Publică. Conform legii DSP Buzău a raportat către INSP buletinele de analiză cu rezultat pozitiv de la nivelul județului. Se poartă o corespondență pentru corelarea datelor. Centralizarea și raportarea la INSP se reglează pe parcurs, întrucât este necesară procesarea datelor.